Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Iată, continuăm cariera noastră cu CFR Cluj și avem un meci acasă împotriva celor de la Gazmetea Mediaș. Bineînțeles, vom disputa această partidă pentru că, repet, orice punct, mai ales pe teren propriu, orice punct este foarte important și, bineînțeles, trebuie obținut. Dar, dragi prieteni, iată, începe meciul cu Gazmetea Mediaș de pe teren propriu. Avem o etapă destul de importantă, trebuie să obținem cele 3 puncte. Grahovac, Burcă îi trimite aici mai departe lui Cristi Manea. Manea accelerează puțin, îi întoarce înapoi lui Andrei Burcă, mai departe Ajay Boateng. Sigur Ionson, pasă pentru Mario Camora, care îi întoarce foarte bine, îi trimite lui Dac, mai departe lui Ciprian Deac scoate în stânga, nu, în dreapta pentru Petrila, îi lasă mai departe lui Cristi Manea, poate fi o acțiune bună. Ia să vedem centrarea lui Manea, bună, și este autogol. Este gol CFR Cluj, ce centrare bună lui Cristi Manea. Și iată, 1-0 pentru campioana ultimilor 5 sezoane. Iată, în fața celor de la Gazmeta Media și iată ce bună pasa lui Petrila pentru Cristian Manea și este un autogol acolo. Da, este autogol. Dar important este că mingea a intrat în poartă și avem 1-0 împotriva celor de la Gazmeta Media și minutul 7, Ursu își bagă mingea în poartă și în acest moment conduce tabela de marcaj pe Gazmeta Media și cu 1-0. Recuperează Boateng, întoarce lui Camora. Mai departe Grahovac, din nou construim cu fundașii centrali. Burcă. Andrei Burcă. Manea. Manea has it. Deac pentru Sigur Ionson, mai departe pentru Octavian Popescu. Îi scoate din nou lui Sigur Ionson, mai departe Sigur Ionson pentru Deac. Deac putea să scoată în margine pentru Petrila. Respinge Grahovac și recuperează Ajay Nana Boateng. Mingea din nou la Andrei Burcă. Camora. Suntem cu controlul total al aceste partide. Sigur Ionson scoate pentru Deac, mai departe Deac pentru Petrila. Iată-l pe Petrila, șut blocat. Un șut foarte bun al lui Claudiu Petrila. Suntem în minutul 23 deja. Deac trimite pentru Deac. Deac trimite în centru pentru Sigur Ionson. Sigur Ionson mai departe pentru Octavian Popescu, dar nu ajunge Octavian Popescu la acest balon. Am avut o șansă bună de a marca, dar continuăm, Boateng, din nou, Sigur Ionson, pentru Deac. Deac pentru Petrila, Petrila în careu, Petrila scoate pentru Cristi Manea, care poate veni cu centrarea, vine centrarea lui Manea, era pentru Octavian Popescu. Boateng acolo încearcă să recupereze acest balon. Și vine o pasă pentru Costea. Să vedem pe Costea, centrare bună acolo, dar vine Camora și reușește excepțional să respingă Sigur Ionson, Boateng. Deac. Trimite lui Dac. Dac pentru Sigur Ionson. Sigur Ionson poate trimite lui Popescu, îi face, trimite lui Octavian Popescu, care accelerează foarte bine Popescu, iată ce acțiune bună. Popescu pentru Sigur Ionson. Sau cred că a fost Dac, bară, Petrila. Tătușutul lui Petrila și continuă asaltul la poarta celor de la Mediaș. Aici trebuie să recupereze Grahovac. Da, este out pentru echipa noastră. Va repune de la margine Daniel Grahovac. Burcă. Boateng. Camora. În centru pentru Deac. Manea. Petrila din nou. O, ce pasă bună pentru Deac, iată o șansă bună Deac, poate centra pentru Deac, centrare bună, dar Bumba reușește să rețină acest balon. Continuăm așadar asaltul asupra porții lui celor de la Gazmetan Mediaș. Nu prea au ajuns la poarta noastră cei de la Gazmetan, iată nouă recuperarea de această dată. Sigur, dar minge pierdută și este final de prima repriză. Rămâneți cu noi, revenim și cu repriza secundă. Da, suntem în repriza secundă, minutul 49. Manea am trimite lui Deac. Deac în margine pentru Petrila. Înapoi pentru Ciprian Deac. Deac nu reușește acolo să controleze acel balon și este deposedat. Maxim aici, trimite lui Junior Iancu.
Dar recuperarea foarte bună a lui Andrei Burcă și declanșăm contraatacul Petrila. Iată, foarte bine accelerează Petrila, poate centra, o face Petrila. Centrare bună în care eu, sigur, Ionson. Oh, ce ocazie, ce ocazie ratăm din nou. Ratăm foarte mult, am observat în această partidă și aceste greșeli ne-ar putea costa. Dar trebuie să fim foarte atenți în continuare, să rămânem cu același ritm, trebuie să marcăm și golul 2 ca meciul acesta să fie încheiat. Facem un pic de pressing. Continuăm așadar să conducem 1-0 pe Gazmetan Mediaș din minutul 7 al acestei partide. Pas acolo greșită. Va trebui un pic să facem o schimbare două. Pentru că să ne mai revigorăm jucătorii. Trebuie să fim atenți la această fază. Mițu, atenție la această fază. O pasă pentru Gașpar, șutul lui Gașpar și respinge Martinovici. Iată, ocazie pentru cei de la Gazmetan Mediaș. Minutul 61, corner Gazmetan Mediaș și minge, iată, trimisă peste poartă. Trebuie, repet, trebuie să fim foarte atenți și pe fază defensivă. Nu trebuie să ne bazăm doar pe atac, pentru că și în defensivă un pic o neatenție, două și poți să primești gol, indiferent de adversar. Marinovic repune din colțul careului mic, Grahovac, Burcă. Burcă pentru Mania. Mania mai departe pentru Ciprian Deac. Deac trimite în centru pentru Sigur Ionson. Mai departe pentru Camora. Camora din nou, Sigur Ionson. Poate fi o opțiune bună al echipei noastre. Popescu intră în centru, să vedem. Îi trimite lui Deac, este gol, dar este offside. Iată, găsește foarte bine pe Deac, dar din păcate este offside. Atacantul nostru se află în offside. Iată, super la Deac, că a înscris, dar din poziție neregulamentară. Ce bine îl vede acolo Popescu și ce pasă bună îi dă, dar offside mare, din păcate a fost un offside destul de mare în care se afla atacantul nostru Deac. Nițu pasă pentru Costea, trebuie să fie atent acolo Cristi Mania. Da, au ieșit la joc și cei de la Gazmetan Mediaș. Cum spuneam că și echipele mici pot fi puternice. Atenție, excelentă recuperarea lui Mania și plecăm pe contraatac Deac. Poate fi o acțiune bună, iată, pleacă foarte bine Sigur Ionson. Ce bine îl vede Deac pe Sigur Ionson. Sigur Ionson, șut și mingea este respinsă de Bumbar. Ce ocazie. Deci, ocazie avem din nou șut bun al lui Sigur Ionson, pe colțul scurt a încercat islandezul, dar a fost la post Bumbar și a respins această minge. Să-l vedem pe Petrila. Este corner pentru CFR Cluj. Petrila pentru Cristi Mania. Mingea este respinsă, sare la Bordeanu, înapoi pentru Cristi Mania. Nu prea are soluții, dar Mania trimite în bandă pentru Petrila. Petrila este deposedat ușor acolo. Camora îi trimite din nou lui Petrila. Petrila mai departe pentru Deac. Mingea sare la Mania. O nouă ocazie și să vedem. A fost offside. Cred că a fost offside. Ia să vedem, da. S-a dat offside. Este Cristi Mania. Și cred că a intrat Mateo Susic. Da, a intrat Susic în locul lui Mania. Un meci destul de îmbârligat, am avut foarte multe ocazii, dar am avut și foarte multe ratări. Susic pentru Boateng, mai departe, în centru, pentru Bordeanu. Bordeanu trimite lui Deac. Deac mai departe, lui Deac. Deac, iată-l pe Deac, intră în careu. Ciprian Deac, Ciprian Deac face 2-0. Avem, iată, până la urmă vine și golul 2. A venit mai greu deoarece am avut foarte multe ocazii și am avut foarte multe ratări, dar iată, până la urmă vine Deac cu această execuție formidabilă și scorul se transformă din 1-0, se transformă în 2-0 și în acest moment avem toate cele 3 puncte asigurate. Așadar, toate cele 3 puncte din această etapă rămân la Cluj și rămânem acolo sus în clasament și trebuie să ne îndeplinim și obiectivul, acesta fiind titlul, și sezonul viitor dorim să pătrundem în grupele UEFA Champions League. Am ajuns și minutul 85, iată un fault dur asupra lui Deac și este cartonaș galben pentru Gabriel Țala.
da, faultă dură acolo. Burcă repune pentru Boateng. Mai departe, Camora. Suntem minutul 86 deja la aceste partide. 2-0 avem împotriva celor de la Gazmet Amedeaș Dac. Trimite bine pentru Petrila. Petrila îi trimite în flanc la Mateo Susic, care poate veni cu centrarea. Centrarea pentru Popescu. Gol! Octavian Popescu face 3-0. Iată, este o centrare foarte bună a lui Susic pentru Octavian Popescu. Iată ce voleu are acest copil. Este 3-0. 3-0 pentru CFR Cluj, campioana ultimilor 5 sezoane, un eurogol înscris de Octavian Popescu, un voleu superb și iată, ne ducem pe 3-0 în această partidă și avem asigurate toate cele 3 puncte. Mulțumim Octavian Popescu pentru o liniște acordată mai densă. Bine, aici o acțiune, prinde Marinovici. Și iată, este final de partidă, câștigăm așadar acasă cu Gazmet Amedeaș, scorul fiind 3-0, goluri înscrise, niște goluri foarte frumoase înscrise astăzi, mai ales a lui Deac și a lui Octavian Popescu. Continuăm așa drumul spre titlul în Liga 1. Continuăm așadar, dragi prieteni, venim după victoria 3-0 cu Gazmet Amedeaș pe teren propriu, iată și clasamentul ligii 1. Suntem pe primul loc cu 27 de puncte, pe locul secund o surpriză mare, Dinamo cu 26 de puncte, locul 3 Sepsi și bineînțeles locul 4 FCSB. Așadar, continuăm lupta la titlu și bineînțeles o vom întâlni pe Rapid București, ca mai apoi să avem o partidă importantă și în grupele Conference League. Dar o întâlnim pe Rapid București în deplasare, mergem în Giulești, facem o deplasare, va fi o deplasare grea, dar sperăm că va fi o deplasare bună și că vom obține toate cele 3 puncte de la Rapid. Dragi prieteni, suntem în Giulești, începe partida cu Rapid, va fi o partidă interesantă, un derby între două echipe vișini. Iată, Manea trimite lui Burcă mai departe, pentru Grahovac. Avem în aceste momente de posesie, Camora. Pentru Popescu, mai departe Popescu, pentru Sigur Ionson. Va trebui să facem o partidă bună și să câștigăm aici la Rapid. Manea trimite lui Petrila. Să vedem pe Petrila, deposedat acolo de Junior Moraes. Un pic neatent acolo Petrila. Dar recuperăm prin Boateng, iată o acțiune foarte bună. Popescu pentru Sigur Ionson. Ce șut acolo lui Runar Mar, Sigur Ionson. Și o primă ocazie pentru campioana României. Iată, un șut acolo peste poartă, peste poarta lui Horațiu Moldovan. Trebuie să fim atenți și trebuie să fim arțăgoși și să facem pressing și să o atacăm pe Rapid. Petrila trimite lui Dac. Dac îi trimite înapoi lui Petrila. Petrila lui Deac în centru pentru Boateng. Boateng, Sigur Ionson. Nu reușește pasa. A greșit pasa Sigur Ionson. Va fi un meci greu aici în Giulești, deoarece și Rapid este o echipă destul de bună. Bălan, iată, Rapidul pe contraatac. Respinge foarte bine Mania. Vine un șut! Respinge Marinovic. Iată, ne dă emoții și cei de la Rapid. Ne dau emoții cu acest șut respins de Marinovic. Deac. Pentru Boateng. Am ajuns în minutul 14, Sigur Ionson. Dac, din nou, o pasă bună pentru Boateng aici. Boateng, deposedat. Atenție aici la Ilie. Pasă pentru Listei. Vine atacul Rapidului. Listei, luat foarte bine acolo de Mania. Deocamdată rămâne 0-0, minutul 18, Rapid București, CFR Cluj. Atenție, iată, vine un șut pe lângă poartă. Iată, un șut bun al lui Hlistei. Rapid periculoasă în acest debut de partidă, periculoasă. Burcă, Mania. Trimite lui Boateng, mai departe lui Grahovac. Grahovac trimite lui Camora. Camora, Sigur Ionson care scoate în centru pentru Deac. Deac mai departe, Mania. Cristian Manea. Iată, îi trimite lui Deac, care îi trimite lui Dac. Să vedem pe Dac, o pasă bună pentru Octavian Popescu și este corner pentru CFR Cluj. Iată, este corner pentru echipa noastră. Sper că vom obține ceva din acest corner. Hai să vedem, va fi centrarea lui Petrila. Petrila centrează pentru Grahovac, dar mingea este respinsă. Deac.
Deac recuperează această minge, îi trimite în centrul lui Sigurjonsson, care îi trimite foarte bine lui Duck. Ia să vedem pe Duck. Vine șutul lui Duck, respinge Moldovan, respinge Horatiu, Camora. Iată, vine cu recuperarea, poate vine un nou shoot al lui Camora și este hands. Este lovitură liberă pentru CFR Cluj. Iată, Camora șutează și mingea este atinsă cu mâna de un fundaș al celor de la Rapid București. Este o lovitură liberă bătută de Petrila, dar eu cred mai bine ar bate Octavian Popescu, deoarece are niște execuții mult mai fâșnețe și mai bune. Să vedem pe Octavian Popescu. Bate Popescu. Șutul lui Octavian Popescu! Prinde Moldovan. Și poate fi un contraatac, dar rămânem bine în terenul celor de la Rapid. Iată-l pe Sigurjonsson. Sigurjonsson deposedat acolo. Dar din nou recuperăm prin Camora. Camora foarte bine pentru Duck. Iată-l pe Duck. O nouă ocază lui Duck. Deposedat la limită acolo. Dar din nou stăm sus. Stăm foarte bine sus și o presăm pe Rapid. Trebuie să căutăm și golul care ar fi un gol important. Am revenit cu repriza secundă. Rapid București, CFR Cluj, deocamdată 0-0. Iată, a început și repriza secundă. Ilie trimite lui Hristei, care, iată, este deposedat de Petrila. Mania, Burcă. Camora. Camora, Sigurjonsson, Popescu. Iată pe Octavian Popescu. Să vedem ce vor alege clujenii la această fază. Sigurjonsson din nou pentru Octavian Popescu. Întoarce pentru Camora. Mai departe pentru Sigurjonsson. Arată bine această acțiune a CFR-ului. Iată-l pe Boateng. Șut pe lângă poartă. Ocazie mare pentru campioana României să deschidă scorul în Giulești. Dar iată Boateng. Șut pe lângă poartă. Să știți că am jucat destul de bine și în prima repriză am stat, i-am presat, dar n-am reușit să obținem golul prin care să o conducem pe Rapid. Dar sper că în a doua repriză va veni și golul. Iată recuperarea lui Daniel Grahovac, este foarte atent acolo. Burcă, trimite lui Mania. Deac, pentru Boateng, mai departe lui Duck. Să dăm pe Duck, o nouă trecere fabuloasă a lui Duck. Vine o pasă, să vedem, pentru Sigurjonsson, dar a fost o pasă cam moale lui Duck. Iar Sigurjonsson nu a ajuns la acel balon. Trebuie să fim atenți acum la acest contraatac condus de Hristei. Contraatacul Rapidului, vine o centrare acolo. Oh, ce bună e centrarea pentru Carnat! Și este ocazie mare pentru Rapid. Respinge Marinović. Iată, Marinović, îngerul nostru păzitor la această fază. A fost o respingere bună. Minutul 59, corner, bătut de Ilie. Și vine gol. Este gol Rapid. Este, din păcate, gol pentru Rapid. Iată, cum spuneam, ocazii, dacă avem ocazii, ocaziile se pot revanșa și echipa adversă poate înscrie, cum o face în acest moment Rapid, 1-0 pentru rapidiști. Da, trebuie să ne punem pe picioare, trebuie să continuăm să atacăm și, bineînțeles, să încercăm să egalăm. Bălan, iată, a deschis scorul pentru Rapid. Burcă. Mania. Trebuie să sărim pe atac în acest moment. Mania. Petrila pentru Deac. Deac în centru pentru Boateng. Și am avut ocazii mari pe Duck. Am avut mai multe ocazii mari. Dar iată că, până la urmă, cei de la Rapid au înscris. Da, nu știu că vom avea o deplasare grea aici în Giulești. Atenție la o nouă fază. Iată, din nou Marinović. Ne salvează îngerul nostru salvator. Și a fost offside. Da, va ieși Ciprian Deac. Va intra Mihai Bordeanu. Minutul 66 în Giulești. Rapid, CFR Cluj. 1-0. Nu e un rezultat care tocmai ne convine, dar sper că vom obține ceva mai mult, sper că vom egala această partidă. Sigurjonsson, mai departe Duck. Duck greșește acolo și deocamdată, după golul primit, nu ne trezim. Rapidul atacă, este echipa de atac. Să vedem, poate fi un contraatac tăios. Aici este Duck. Iată, accelerează foarte bine Duck. Nu reușește să-i paseze lui Octavian Popescu și deocamdată rămânem cu acel gust amar după golul lui Bălan. Și din nou un atac. Da, este hands. Este hands făcut acolo. Schimbare la Rapid, a ieșit Hristei. Grahovac trimite lui Sigurjonsson. Duck.
Dacă Depo s-a dat, nu știu ce se întâmplă cu noi, dar trebuie să încercăm să jucăm. Iată, da, foarte bine pentru Mihai Bordeanu. Iată-l pe Bordeanu. Vine șutul lui Bordeanu. Horațiu Moldovan și Dac este acolo. Dar prinde Horațiu Moldovan. Să vedem o pasă. Iată, combină cu Ajay Boateng. Iată-l pe Boateng. Boateng! Incredibil, continuăm să ratăm, parcă nu vrea să intre nici în poartă în această seară în Giulești, parcă, iată, nu vrea să intre mingea în poartă și, din păcate, este foarte rău așa pentru că, iată, Rapidul continuă să conducă și am pierdut 3 puncte importante în lupta pentru titlu, mai ales aici în Giulești. Vine o degajare acolo a lui Horațiu Moldovan. Iată-l pe Bălan, cum trece acolo de burcă, dar vine o centrare și mingea va fi trimisă de Camora acasă la Marinovic. Așa se și întâmplă Marinovic pentru Grahovac, mai departe Sigur Ionson greșește. Da, am obosit, din păcate nu știu dacă vom mai obține egalul în această partidă cu Rapid în Giulești. Iată, am zis că va fi un meci greu, dar am avut o sumedenie de ocazii și ocaziile astea s-au revanșat. Atenție, Albu trimite foarte bine și mingea este prinsă de Marinovic. Minutul 87. Încă mai putem să sperăm la un rezultat pozitiv. Nu la o victorie, la un egal. Dar mai putem spera. Boateng trimite foarte bine aici în centru pentru Dac. Dac îi trimite lui Octavian Popescu. Ia să vedem pe magicianul nostru. Nu s-a prea văzut Popescu. Continuă Popescu. Deposedat Octavian. Nu m-aș fi gândit că vom... Iată pasa pentru Dac. Vine Dac. Dac. Scoate pentru Boateng! Boateng! Incredibil! Nu cred, deci nu cred, iată, se termină această partidă cu o nouă șansă foarte mare pentru echipa noastră de a înscrie, de a egala pe Rapid în Giulești, dar din păcate, iată, obținem doar o înfrângere în această partidă. Practic nu obținem nimic pentru că toate cele trei puncte pleacă la Rapid și noi plecăm acasă fără niciun punct. Asta este, continuăm drumul, se mai întâmplă să facem și faci greșiți. Continuăm drumul în Liga 1. Continuăm așa, da, dragi prieteni, venim după înfrângerea din Giulești 1-0, dar asta nu trebuie să ne doboare pentru că urmează un meci foarte important în grupele UEFA Conference League, pentru că, cum spuneam, competițiile europene pentru echipele românești sunt mai importante și, bineînțeles, vom trata așa acest meci cu maximă seriozitate. O vom întâlni pe Mjøndalen, mergem în deplasare la Mjøndalen și, bineînțeles, vrem să câștigăm această partidă și vrem să obținem toate cele 3 puncte și, bineînțeles, implicit calificarea mai departe în UEFA Conference League, pentru că dacă vom obține cele 9 puncte în această grupă și cele 3 puncte în această partidă, avem șanse reale foarte mari de a ne califica mai departe din această grupă foarte bună de Conference League. Iată, am făcut deplasare la Mjøndalen, începe așadar a treia partidă din UEFA Conference League, acesta fiind un meci foarte important pentru echipa noastră, pentru CFR Cluj. Sigur Ionson, Deac, mai departe Boateng, întoarce în spate pentru Burcă, din nou Boateng, Grahovac, Camora. Sigur eu sunt. Dac. Trimite pentru Ciprian Deac mai departe. Trimite lui Boateng. Să vedem pe Boateng pentru Sigur Ionson. Mingea sare acolo la Popescu, dar mingea este pierdută. Trebuie să fim atenți pe faza defensivă, cum spuneam, din nou. Este offside, părerea mea, acolo. Mane a ridicat mâna, dar nu a fost offside. Atenție la această fază, recuperarea lui Grahovac. Vine șutul, respins de Marinovic. Iată o primă ocazie a celor de la Mjøndalen. Un șut acolo, respins foarte bine de Marinovic. Totuși am reușit un transfer bun acestui Marinovic. Are intervenții destul de bune. Iată, o nouă fază, o luptură de cap peste poartă. Minutul 10 al acestei partide din UEFA Conference League. Deocamdată, Mjøndalen, CFR Cluj, 0-0, Burcă, Grahovac. Grahovac îi trimite lui Camora. Camora. Camora pentru Octavian Popescu. Să vedem ce reușește aici Popescu. Lista este luna parcela, practic, la Octavian Popescu. Da, minutul 20 al acestei partide, Camora trimite lui Andrei Burcă. Burcă mai departe pentru Ciprian Deac.
Pasă pentru Boateng, Boateng mai departe, dacă poate accelera acolo, să vedem dacă îi trimite lui Petrila, o face, îi trimite lui Caudu Petrila, iată-l pe Petrila, poate centra în careu pentru dacă este această pasă, dar prea în spate, vine o pasă pentru Petrila, iată-l pe Petrila, bară, este bară, CFR Cluj, Claudiu Petrila, iată ocazie mare pentru echipa noastră, ocazie de a deschide scorul aici la Mjøndalen. Eu, ce frumos șut al lui Petrila, lovește bara transversală și a dat ocazie mare pentru echipa noastră de a deschide scorul aici în deplasare la Mjøndalen, minutul 25 al acestei partide. Iată Mania, din nou avem o șansă bună de a ataca această echipă, da, a trimis Petrila pentru Dac, mai departe Dac pentru siguranță, din nou Dac, dar este deposedat acolo și șansă de contraatac, dar Camora acolo până la urmă este deposedat. Și Camora. Trebuie să fim atenți. Continuăm. Iată, am recuperat Mania. Da, greșește și Mania. Iată, Sigur Jonsson. Am ajuns în minutul 34 al acestei partide. Sigur Jonsson scoate în centru pentru Boateng. Mai departe, Petrila a vrut să-i trimită. Mai departe a vrut Dac să-i trimită lui Petrila. Din nou atac al celor de la Mjøndalen. Nu reușim să deocamdată să respingem, dar Camora reușește să recupereze. Mania. Iată, trimite pentru Deac. Deac mai departe, lui Boateng. Boateng trimite foarte bine lui Petrila. În ce alege să facă Petrila, trimite pentru Mania. Mania mai departe. Iată, avem o rază bună de acțiune în acest moment. Iată-l pe Deac. Ce pasă pentru Octavian Popescu. Iată-l pe Popescu. Octavian Popescu. Șut pe lângă poartă. O nouă ocazie a echipei noastre. A venit șutul lui Popescu. Șut a căutat colțul lung, dar trimite mult pe lângă poartă. Tavi Popescu. Super copilul nostru din atac. Are doar 18 ani și iată ce bine, ce fotbalist bun și de valoare este Octavian Popescu. Dac este depostitat acolo, nu a reușit să se întoarcă Dac. Vine aici în pressing Boateng, nu reușește să recupereze, dar recuperează foarte bine Daniel Drahovaț. Și ne apropiem de finalul primei reprize. Mjøndalen, CFR Cluj, deocamdată 0-0. Da, este final de primă repriză, Mjøndalen, CFR Cluj, 0-0. Rămâneți cu noi, revenim și cu repriza a doua. Am revenit, dragi prieteni, cu repriza secundă, începe așadar repriza a doua, Mjøndalen, CFR Cluj, deocamdată 0-0, minutul 45, UEFA Conference League. Mania. Trimite lui Boateng în centru, Boateng, Sigur Jonsson, Camora, Sigur Jonsson din nou, iată pe Dac. Dac foarte bine, iată, oh, ce pas a lui Dac pentru Petrila, poate vine centrarea pentru Dac. Mingea este respins acolo. Avem o ocazie, așadar, iată, în debutul acestei prime, acestei reprize secunde. Trebuie să fim atenți la atacurile, atacurile lor, trebuie să le blocăm atacurile. Burcă aici, excelent, excelent Andrei Burcă și ține, reușește să țină și mingea în teren, foarte bine Andrei Burcă, dar o pasă greșită. În acest moment, iată, stau atenți, oh, și vine un șut, prinde Marinović. Foarte sigur pe el Marinović. Boateng. Pentru Deac, Deac, minutul 57, ca Mania. Combinăm din nou cu fundașii și central, Burcă, pasă pentru Camora. Sigur Jonsson. Deac. Deac. Mania. Din nou, iată o pasă pentru Dac. Iată-l pe Dac, poate scoate, o face, o scoate bine în centru pentru Sigur Jonsson. Sigur Jonsson, bară și gol! CFR Dac înscrie, iată, după acest șut bun al lui Sigur Jonsson, care a lovit bara, mingea ricoșează la Dac și este 1-0 pentru campioana României. Iată, o fază foarte bună, șutul lui Sigur Jonsson, mingea sare la Dac și o simplă formalitate, Dac trimite mingea în poartă și în acest moment toate cele 3 puncte sunt la echipa noastră, dar mai avem de jucat, este doar minutul 63. Mjøndalen, CFR Cluj, 0-1. Foarte bine recuperează aici Grahovac. Am fost recuperarea lui Andrei Burcă. Din nou Burcă.
Manea. Christian Manea. Cu Deac. Deac care trimite lui Grauvaț. Grauvaț, Burcă. Din nou de actul 71, Burcă trimite lui Grauvaț. Mai departe Grauvaț lui Sigur Jonsson, Boateng. Boateng foarte bine pentru iată-l pe Dac. Dac îl poate lansa aici, da, pe Octavian Popescu, da, citită această pasă a lui Dac. Atenție acum la atacul celor de la Mjøndalen. Da, iată, se pare că stăm mai bine și la statistici în acest moment. Camora nu reușește să-l blocheze acolo pe Brastar, dar mingea, mingea este trimisă în aute. Da, începem o nouă acțiune de la Marinović, minutul 78. Camora. Camora e trimit înapoi lui Grauvaț, Burcă. Pentru Manea. Deac. Foarte bine, Boateng. Se demarcă bine Boateng în tot timpul. Iată-l pe Dac, încearcă să treacă și trece Dac. Să-l vedem. O pasă pentru Popescu. Să vedem pe Octavian Popescu de această dată. Iată-l pe Popescu. Popescu! Gol! Octavian Popescu face 2-0 și în acest moment toate conturile sunt încheiate. Meciul este aproape să decurgă foarte bine în favoarea noastră, este 2-0 și probabil cele 3 puncte, iată, rămân la echipa noastră și avem așadar în acest moment 9 puncte în această grupă foarte bună, în această grupă foarte bună în Conference League, 2-0, gol înscris de Octavian Popescu. Chiar în minutul 84, așadar suntem aproape... suntem aproape să obținem toate cele 3 puncte din această deplasare de la Mjøndalen. Grauvaț, Burcă, Manea, Deac. Deac trimite pentru Petrila. Să vedem pe Claudiu Petrila depuse de aici. A fost o schimbare la Mjøndalen. Petrila trimite în centru pentru Deac. Da, pentru Sigur Jonsson vine cu șutul pe lângă poartă. O nouă ocazie, iată, minutul 89, Sigur Jonsson își încearcă și norocul de la distanță, dar nu reușește să șuteze pe spațiul porții apărate. Petrila, foarte aproape suntem de această victorie. Da, aici o intervenție tare asupra lui Ciprian Deac. Să vedem dacă va fi și cartonaș. Nu, nu este cartonaș. Suntem în minutul 2 de prelungire și acesta poate fi ultima ocazie a echipei noastre. Burcă șutează și să vedem șutul lui Boateng și va fi final de meci. Este final de meci. Mjøndalen. Nu, nu este final de meci. Iată, este o lovitură liberă obținută de echipa noastră. Să-l vedem pe Petrila. Nu e, gata, am crezut că va fluiera finalul partidei, de iată avem o lovitură liberă. Să-l vedem pe Petrila. Bate Claudiu Petrila pe poartă, dar este minge prinsă și în acest moment este final de meci. Obținem toate cele 3 puncte la Mjøndalen. Așadar, iată, victorie clară cu 2-0. Așadar, Popescu a liniștit apele. Facem toate cele 3 puncte și în acest moment avem 9 puncte în această grupă foarte bună de Conference League și bineînțeles, sperăm deja suntem cu visul de a ne califica mai departe din această grupă de Conference League. Ne-am revenit foarte repede după acea înfrângere din Giulești. Am reușit să obținem o nouă victorie în grupele UEFA Conference League, mai exact în meciul cu Mjøndalen. Am reușit să câștigăm cu 2-0 și practic avem 9 puncte în această grupă foarte bună de Conference League. Așadar, mergem mai departe. Aș dori să fac și un transfer în acest moment. Aș dori să-l aduc pe Ilie de la Rapid. Iată pe Rareș Ilie, un mijlocaș de doar 18 ani, dar un mijlocaș foarte talentat al celor de la Rapid București. Hai să demarăm negocierile cu acest mijlocaș, să vedem dacă putem să-l aducem la campioana României, CFR Cluj. Da, Ilie, iată, Rareș Ilie are o clauză de reziliere de 2,9 milioane de euro. Așadar, iată, îi plătim clauza și mergem să negociem cu jucătorul și cu impresarul acestuia. Așadar, iată, dorim să-l aducem pe Rareș Ilie la CFR Cluj. Și am început negocierile. Ia să vedem. Pentru echipa noastră ar fi un jucător foarte important, Rareș Ilie.
Da, e ok, să vedem. Și vrem să facem un contract maxim pe 5 ani, pe 4 ani de zile, nu chiar pe 5 ani, pe 4 ani de zile. Da, e ok, se acceptă acest lucru. Facem și punem și o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, pentru că este un tânăr foarte talentat și chiar dacă va fi în vizorul altor echipe, nu vrem să-l pierdem gratis. Cine dorește, va trebui să plătească clauza. Da, nu, 5 milioane de euro la impresarul acesta este pare mult și ei oferă 3,2 milioane de euro să fie o clauză de reziliere. Da, ok, acceptăm această clauză. Bineînțeles, ne ducem spre a discuta salariul lui Rareș Ilie la CFR Cluj. Va fi un salariu de 10.000 de euro și cu un bonus de 50.000 de euro la semnătură. Părerea mea că este un salariu foarte bun și ar trebui să accepte Rareș Ilie. Da, iată, Rareș Ilie acceptă. Așadar, semnăm un contract valabil pe 4 sezoane cu Rareș Ilie, jucător care vine, iată, de la Rapid București, echipa care tocmai ne-a învins, dar asta nu este o mare problemă pentru că vom trata următoarele meciuri cu maximă seriozitate și vom fi foarte concentrați și nu vom mai vrea să facem pași greșiți, pentru că obiectivul este titlul și sezonul viitor vrem să intrăm în grupele UEFA Champions League. Așadar, Rareș Ilie este jucătorul echipei noastre. Am semnat un contract valabil pe 4 sezoane cu acest tânăr mijlocaș central. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din cariera mea cu CFR Cluj. În episoadele următoare vom forța calificarea din grupele UEFA Conference League și bineînțeles vom avea probabil și dueluri din fazele eliminatorii ale acestei competiții. Rămâneți cu mine, sunt Mr. Ready Gaming și dacă v-a plăcut acest video, vă rog frumos să lăsați un like și bineînțeles să apăsați și pe acest buton de subscribe și nu uitați să apăsați și clopoțelul. Să aveți o zi minunată în continuare, numai bine! Salutare!